Salut și bine am găsit la un nou episod din Dying Light. Hai să continuăm. Data trecută am făcut video de zombie, dar de data asta ne-am întors la jocul normal. Am vorbit cu Dahlia și am mai luat încă un quest. De data asta vrea să prindem un zombie de la care explodează. Ceea ce o să fie mai greu, dar cred că e posibil. Să văd cât e ceasul. Ceasul e aproape noapte. Așa că hai să dormim. Să facem dimineață. Ok, s-a făcut noapte și plouă. Facem dimineață. Și pe asta mergem să văd dacă reușesc să găsesc unde la care explodează. Nu o să mă uit special după ei neapărat. Probabil printr-un tunel îi găsim pe ea dacă chiar vreau să fac quest-ul ăsta. O să luăm niște safe house-uri. Din ce am mai auzit, se pare că dacă mai ai safe house-uri, e posibil să mai primești quest-uri. Acum nu știu dacă e chiar pe bune faza, dar merită încercat. Și dacă găsim un de la care explodează, o să-l încercăm să-l luăm și pe ăla. Ok. Și avem un safe house cu o grămadă de chestii înăuntru și o grămadă de zombie. Nici unul care aleargă. Ok, hai să-i să-i liniștim. Ok, avem un pat, avem un stash. Ce se este? Ah, uite și o statuietă de-asta. Cu mișcarea asta aș putea să-l prind pe ăsta, să-l bag în sepie. Mult prea ușor eu mor cu sabia asta, totuși trebuie să o repar. Trebuie să fac ceva. Așa. Și trebuie să fac e mușla degete, bineînțeles. Așa. Practic ce faci acum, pui lumină în bază și asta înseamnă că ți-ai făcut baza să fie a ta. Da, sunt două chestii. Trebuie să închidem și poarta asta. Așa, și asta e safe zone-ul nostru. Nu o să primim quest-urile instant aici. Ce se va întâmpla e, facem cu safe house-urile. Lăsăm puțin, le lăsăm puțin așa și pe aia oamenii o să înceapă să intre în ele. Și dacă avem norocul să vină cineva care are vreun quest, o să putem să-l facem. Așa, avem unul acolo, mai avem unul în partea cealaltă. Și o să fac și quarantine zones. Vreau să le fac pe toate. Mai ales că nu mai e foarte mult și ajunge și DLC-ul în curând. Știu că au lansat deja un DLC, dar sunt practic doar niște arme. DLC-ul adevărat ăla cu stadionul va fi lansat mai încolo puțin. Pe noi practic ăla ne interesează mai mult, nu doar niște arme. Dar o să iau Season Pass-ul în curând. Și o să ne uităm la tot ce vor lansa. Mai ajutăm și niște supraviețuitori, dacă au nevoie. Ceva reward? Uite cum fac ceilalți, doamne. Plus 4000, destul de bine. Bă, n-am apucat să iau reward-ul sau poate l-am luat. Ok, unde sunt ceilalți? Ăștia dorm. Zombie care dorm. I-am tăiat picioarele, acum ce facem? Zim că se târăște. Pe bune. Nu cred că o să... No, nu... Oh, ba da! Holy shit! Ok. Credeam că a murit, a stat așa dintr-o dată nemișcat și pa, da. Trebuia să mă aștept la chestia asta. Ok, și avem asta cu... Să punem curentul. Bun, și am făcut și aici un safe zone. Ei, și după asta, când venim noi mai târziu, după ce am dat unlock la toate safe zone-urile astea, o să fie oameni aici și e posibil să avem quest-uri. De asta vreau să le fac.
Și dacă găsim și un de la care explodează, o să-l luăm și pe el să facem questul la Dahlia, deși nu e unul chiar așa de important. În rest, ca side quest-uri nu mai avem mare chestie. Dacă ne uităm pe ăsta și mergem, de exemplu, la side quest, veți vedea că sunt doar alea easy. Mai este ăsta de la Dahlia. Pot să-i dau track, de exemplu. Dar restul sunt easy și sunt practic quest-uri de colectat resurse micuțe, cum ar fi crayons for the kids sau chestii de genul ăsta. Lucru care nu prea ne interesează așa de mult. Normal, sifasurile astea trebuia eu să le iau în timp ce jucam jocul normal. Adică în timp ce făceam povestea, dar m-am grăbit, am vrut să facem povestea pentru că toată lumea era curioasă să vadă ce se întâmplă în episodul următor și am zis să nu pierdem timpul cu safe house-uri sau cu alte chestii. Să terminăm povestea mai întâi. Uite mă, ce tupeu. Dar unde-i safe house-ul ăsta? E undeva sus acolo. Survivors inside. Nu cred că mai e niciun survivor inside, din păcate, dar... Da... Ah, e un de-asta mare. Oh, shit. Dacă deschid eu chestiile astea... Ah. Mă gândeam dacă fac eu chestiile astea în timp ce l-ai ocupat acolo. Cred că merge. Hai, mușchi! Am făcut deja mușchi la degete, acum o să ne fie mult mai ușor. Și mai avem doar o singură chestie de... făcut. Să ne urcăm sus aici. Cred că o să-l ignor pe ăsta mare, că nu mă deranjează cu nimic. Îl ținem ca un fel de pet. Animal de casă. Turn on the power. Undeva mai sus. Să văd cum reușesc să mă urc acolo. Iar și eu de-asta care trebuie să te uiți exact pe unde. Și ceva legat aici. Dacă stau eu așa. De ce nu mă lasă să mă prind? Nu mă lasă să mă prind cu grappling cu de... One bomber kidney. Asta trebuie să luăm. Ar trebui să jucăm mai mult noaptea, dacă vrem să facem level up și să luăm toate skillurile. Cineva am sugerat să încerc să iau toate skillurile să facem level maxim. Noaptea îți dă dublu la puncte, indiferent ce faci. Și sincer, cred că merită. Mie unul mi-ar fi frică să mă urc pe chestiile astea. Par destul de nesigure. Dar tipul ăsta e profesionist, aparent. Am fost surprins, mi-a spus mulți că rolul ăla, știți că m-am întrebat într-un episod anterior de rol, mișcarea aia. Și foarte mulți dintre voi știați deja. Sunt surprins că atât de mulți oameni știu lucrurile astea sau sunt care chiar și le practică. Ok. E mai jos puțin, ne-am urcat prea sus. Ok. E chestia asta, nu știu dacă poți să dai pe ea în jos, nu cred că merge. Așa că o să trebuiască să avem mare grijă la coborâre. Cam aiurea să te rostogolești pe zonele astea. Știu, mă gândesc că poți să te rostogolești și să cazi aiurea. Ok, și avem și safe house-ul ăsta fără să ne chinuim să-l omorâm pe ăla. Mult mai bine. Așa, ia să mă uit pe hartă. Avem aproape, da, cred că am toate safe house-urile din partea de jos. Mai e doar un quarantine zone pe care nu l-am făcut, în rest toată partea de jos e verde. Partea de sus, în schimb, nu e.
E un safe house exact acolo, destul de aproape de noi. Hai să văd dacă pot să ajung. Sunt niște scări aici. Da, de fapt de sus de acolo, de unde veneam eu. Și trebuie să trecem pe partea cealaltă. Dacă tot suntem aici, ia să mă uit eu în tunelul ăsta, dacă găsesc unde la care explodează. De obicei în tunelul stau ăștia. Și ăsta explodează, dar nu ăștia mă interesează pe mine. Știu sigur unde îi găsesc. E o zonă... Stai, s-ar putea să fie și pe aici. E o zonă spre antena tower, pe unde poți să găsești de ăștia care explodează. Posibil să fie și aici. Sau tot fel de zgomote ciudate. Cred că m-am cam învârtit pe aici. Aș putea să intru prin apă, dar nu mă duc nicăieri unde am eu nevoie. Așa că vom ieși pur și simplu din tunel. Asta e runner? Da, cred că e. Ia stai tu acolo. Se ajunge, gata. Bun, hai să continuăm. Trebuie să ne urcăm pe aici. Uite, mai e unul după mine, încă un runner. Știi să te urci pe aici, runner? Ia să vedem. Nu cred că știe. A, nu mă lasă să mă urc acolo sus de tot. Sunt în zone de care, adică te-ai aștepta să poți să te prinzi și de fapt nu mergem. Că, na, așa a fost făcut jocul. În general, majoritatea jocului e open world, dar sunt doar unele zone în care nu poți să ajungi. Ah, shit, a explodat ăla. Uite cât de fain e făcut autobuzul ăsta. Ei, dacă ar fi apocalipsă și ar fi zombie, sincer, un autobuz de ăsta aș vrea și eu. Happy driver. Cred și eu că e happy dacă are autobuz de ăsta. Sunt doi runner pe mine. Ok, hai să vedem cum mă prindeți voi acum. Oh, ce-i înăuntru aici? Holy shit, sunt două chestii înăuntru aici. Dai să-i omor pe ăștia, că sunt nervanți deja. Ha? Se pare că nu vor să vină. Dar ce ar trebui să fie un safe... Oh! Trebuie să fie un safe house. Îmi place că celălalt zombie stătea și se uita la mine în timp ce eu omoram prietenul. Dar stătea și cu mâna așa, că eu nu am nicio treabă. Ce e aici? Pot să fac safe house? Ah, ăsta e safe house-ul, doamne. Am ajuns aici fără să mă uit pe hartă și de asta am crezut că e altceva, dar chiar ăsta era safe house-ul. Bun, și mai avem încă unul. Hai să vedem. Asta e quarantine zone din tunel. Asta e primul quarantine zone pe care ziceam că-l facem. Find crayon for the kids. Mai e un quarantine zone aici și mai e un protect. Hai să vedem protectul ăla cum e. V-am zis, fiecare protect e interesant și e diferit. Fiecare NPC de ăsta are câte o poveste personală. Hai să vedem despre ce vorba cu ăsta. E
Enervanți sunt ăștia care mă fugăresc. Să văd, măcar merg în direcția bună? Da, trebuie să trecem prin tunel. A, uite, avem o... putem să facem o bombă aici. Activate, car trap. Ia să vedem. Duceți-vă toți la mașină ea. Așa, acolo e... Holy shit! Ce tare a fost asta. Chiar e bună abilitatea asta. Mi-a prins bine. Chiar că... Vă dați seama cam cât a trebuit să modifice mașina asta ca să arate așa și să aibă protecția pe care o are? Ok, nimic folositor pe aici. Haran bus fares. Ah, poți să te uiți cât costă autobuzul. Do not talk to the driver while in motion. Să nu vorbești cu șoferul cât merge. Și bănuiesc că nici nu poate să urce aici acest zombie. Da. Pentru că sunt numai țepi peste tot. Înseamnă că ești complet în siguranță în autobuzul ăsta. Dar noi avem altă treabă acum. Trebuie să mergem la un protect. Am mai fost în zona asta până acum? Da, e supermarketul. O, de când s-a dus zombie la supermarket? Ce-i, vreo reducere ceva? Nu erau atâția, doar știți că am mai fost aici. N-a fost niciodată așa de mulți. Lockpicking medium. Hai să mai luăm și ăsta dacă tot l-am găsit. Deci am găsit și punctul sensibil din prima. Aproape din prima. Cum pouch. Trebuie să mai trecem să dăm lucrurile astea pe care le-am găsit. Să le dăm la magazin să le vindem. Parcă am mai văzut odată NPC-ul ăsta și am zis că îl facem noi când avem timp. Și uite că acum avem timp, așa că... E aici. Ce cauți tu aici și de ce? Nu mai țin minte exact ce, care era faza cu el. Ah, e american. Cred că e singurul american din jocul ăsta. Pe lângă noi. A venit în Haran pentru jocurile olimpice. Aha. And they kicked you out in the streets with your hands tied. A lucrat cu Rice. I thought I tried a tower. Here's the deal. Get me to the ivory tower and I'll hook you up with something that nobody in this whole shawarma eating bar. Shawarma. Okay. All right, Nick, let's get you out of here. Yes. Nick Pesto is back in the game. Excellent. Hai să-l ajutăm. A zis că ne dă ceva bun dacă-l ajutăm, așa că no, we don't have time. Then there's no time to argue. Follow me. Ce-i aia? Aia e arma carte bastu? Ok. Eu am aici arme serioase, mă, nu ce-i aia. O lopată. Ok, o să-l urmărim și trebuie să-l ajutăm să scape de zombie. Și practic astea sunt protectorile, dar sunt interesante pentru că, uite, de exemplu, tipul ăsta e american. A venit și el la Jocurile Olimpice, a fost cu ăștia de la Rice. Și acum e pe cont propriu. Așa, sunt niște chestii pe care nu le-aș fi știut. Holy shit! Doamne! Jocul ăsta e foarte violent. Gata, ți ajunge. Asta e faza aiurea. În momentul în care ăștia iau foc, și el poate să ia foc de la zombie, da, și poate să moară aiurea. E un random event mai sus aici undeva.
Nu pot să mă opresc să-l ajut pe ăsta că avem protector. Bă, dar știi de unde au apărut? Uite altul. A rămas fără mână, dar nu are nicio treabă, știi? Încă mai vrei, pe bune? Dar du-te mă de aici, ia uite-mă, fără o mână aleargă pe mine. Oh, ce se întâmplă acolo? Sunt oamenii lui Rice? Cred că sunt oamenii lui Rice. Să ne ocupăm de ei. Cât e ocupat el, noi avem treabă aici. Și mai e unul. Care? De ce vrea să mă întorc la el? Nu înțeleg care-i faza. Trebuie să omorâm zombie ca să putem să trecem. Ok. El n-a făcut nimic, doar noi am făcut toată treaba. Vii și tu sau... Wow, stai așa că arată bine. Ce putem să aruncăm? Primim... Hunter's Machete, dar arăta foarte bine. Se laudă acum că e foarte bun la combat, dar eu am omorât pe toată lumea, nu știu dacă ai văzut. Da, sigur că da. Deadly, da. Ok. Mai sunt două chestii pe care le vrea. Nu cred că mai ai nevoie de pașaport în momentul în care... Da, în momentul în care a venit apocalipsa, cred că nu mai are legătură. Ok. Hai să-i luăm pașaportul, nu știu de ce are nevoie de pașaport, v-am zis, dar... Fine. Place prea mult sabia asta, katana. Și în The Walking Dead era tipa aia cu katana, care rupea tot. Așa. Să vedem unde se ducem. Dacă își mai aduce aminte unde și-a lăsat ăsta. E fain că poți să-i tai în două. Asta-mi place ce mă... Ok, în camera asta? Hey, there's my American beauty, back in my butt pocket with you. Is that it? Yeah, all set. To the tower, Jeeves. Aha, asta e tot. Trebuie să-l ducem la turn. Hai la turn cu tine. Dar unde e turnul? Trebuie să fie în apropiere, cred. Și o să vedem și noi chestiile. Și dacă tot ajungem aici, le vindem. Vindem tot ce avem. Oh! De ce le enervezi cu chestii de-alea? What? Ah, shit. Ok. Repede, health kit. Zice că nu e impresionat. Cum nu ești impresionat? Eu mă bat cu asta. Oh, shit. Gata.
Ia să vedem ce față are. Doamne! Se spală cu ce paste din folosești, mă. Ok. Și cred că a ajuns... Try to behave yourself in there, Nick. These people have been through a lot. Don't worry, Grumpy Gus. I'll fit right in. You know why? I'm a team player. I just need to bring them up to speed on the way things should be done from now on. Here's okay. Your report, pal. You want any more combat lessons? Just give me a shout. I'll make you a master. Și că ne învață el pe noi cum să ne batem și asta. Da, sigur, uite. Blueprint nou. Learned how to craft Zappo. Ce-o fi Zappo ăsta? Electricitate. Să punem pe o armă. Faza cu asta e că, având în vedere că am Angel Sword și pot să le craftez, nu prea mai am eu nevoie neapărat de chestii. Chiam de la Quartermaster ăla, hai să luăm chestiile astea de aici. Și să mergem și la un shop. Să vindem chestiile pe care le avem deja. Vreau să iau un shotgun. Știu că sunt la shop-uri, shotgun, dar nu știu exact la care... Mi-ați mai atras voi atenția, că am ratat câteva. O să luăm. Chiar vreau să iau unul. Și mergem numai aici, sell și o să vindem... Ia uite câte chestii avem. Holy shit, ce de bani. 18, doamne. Sell all. Sell all și am făcut aproape 30.000 de bănuți. Bun. În episodul următor vom vedea noi ce facem. Avem niște quarantine zones pe hartă. Mai sunt 3 pe harta asta și mai sunt câteva și pe harta cealaltă. Poate o să găsim un de la care explodează pentru Dahlia. Nu e foarte important, azi poțiunile alea nu sunt cine știe ce. Dar vedem, poate jucăm și mai mult pe timp de noapte. Pentru că, v-am zis, pe timp de noapte putem să facem mai repede level up și aici... Putem să facem level și să ne luăm toate skill-urile, pentru că fiecare skill face câte ceva. Și sunt fan. Oricum, cam atât pentru episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și ne auzim data viitoare. Pa, pa!